Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Prof Online, așa încep eu de fiecare dată lecția, nu? Da. Bine ați venit, iată, bine Gabriel. Bine v-am găsit. Gabriel și cu Mihai. Mihai este cel care filmează. Bună ziua. Păi, eu am avut impresia că voi numai când mă amenințați așa că veți veni. Dar știți, chiar v-ați sunut de cuvânt. Și asta mă surprinde în mod plăcut. Și trebuie să vă zic că interesul vostru pentru a încerca să pătrundeți în tainele apiculturii este unul de remarcat și este bine să înțeleagă toți cei care vor să apuce de apicultură că este important să știi, să înțelegi, să vezi mecanismul acesta de funcționare a unei familii, că numai după aceea poți să îndrăznești. Da, păi e foarte important să afli așa de desubturile, micile trucuri sau sigur, care sigur. Scapă din cărți, din... A, nici nu sunt prinse. Da. Am să-ți povestesc, Mihai, că anul ăsta, pentru prima... Mihai, Gavriș Mihai. Da, voi nu vă spălați acasă. Nu. Da? Bine. Anul ăsta am descoperit un lucru, anul trecut, de fapt. Anul ăsta, anul trecut apicol. La un moment dat, mă rog, de multă vreme, frământam ei problema asta. Când pleacă matca din... primul roi principal, pleacă cu un grup de albinuții, e un fenomen extraordinar de interesant, el refuză să mai primească un hectar de la cele care vin din câmp, zice, băi, noi avem o treabă, știi, oricum nu mai interesează și familia asta, gata, ne-am hotărât, plecăm. Și pleacă roiul principal, matca bătrână, o slăbesc, nu mai hrănesc. Ca să poată să zboare. Ca să poată să zboare, sigur că da. Și dacă este suficient albine, în urmă ies mătcuțile cele care, mă rog, sunt de boci. Ele le cam țin un pic acolo, le mai ceruiesc ca să dea la 7-80 odată drumul. Pentru că dacă prima care iese fuge repede și ne înțeapă, nu mai are loc selecția naturală. Da, da. Deci este o chestie foarte frumoasă. Și se întâmplă să plece și roii secundari. Deci, dacă ies 7-8 odată, 10, ele care prima dată se duc și de o mare pe cele din boci, dar se mai întâlnesc unele cu altele și e o problemă, nu se suportă, e o chestie. Și atunci hotărăsc să plece încă un roi, se cheamă roi secundar. Okay. Adică o grupare de albinuții, de regulă, mai sunt grupate mai mic decât roiul principal, să înțelege. Adică din ce a mai rămas, se mai adună încă și mai pleacă o grupare. Dar în asta se prind 7-8 mătcuțe. Ălea care au ieșit atunci din grupul acela și zic, băi, nu ne batem și se duc la locul cel mai apropiat de stup, la câțiva metri, o tufă, ceva, o crencuță, găsesc ele ceva. Ei bine, aflați că pe aici, prin grajdurile acestea, pe acolo se băgau răii secundari. Și eu aveam o problemă. Cât de mult aveam de lucru, dar m-am întrebat de fiecare dată cum se întâmplă cele 7-8 mătcuțe, cum fac selecția între ele. Când se întâmplă asta? Pentru că în ultima instanță, când pleacă cu o singură mătcuță la drumul final, adică de la locul intermediar, acolo într-o scorbură, într-un horn, unde au hotărât ele, pleacă cu o singură mătcuță. Deja selectat. Deja s-a selectat. Deci îmi făceam un calcul, zic, măi, aici trebuie să plece. Pleacă definitiv, acolo matca trebuie să fie împerecheată. În locul intermediabil se dă și acolo se rezolvă toată treaba. Da. Dar acum, deci de aici, 7-8 metri când zboară, în aer, una din mătcuțe este împerecheată, este fecundată. Deci una din mătcuțe este fecundată și când se adună acolo, deja ele o simt că s-a împerecheat și urmează ca pe cealaltă să le elimine. Deci una din ele este spectaculos. Aranjarea este cam făcută din interiorul stupului. El cam o văd că aia e mai figuroasă, mai puternică. Trântorii se învârt prin jurul ei și când a ieșit, atunci cu ea pe așa. Și celelalte nu mai sunt strânse de albinuții și ghemuri se făceau. Păi ce se întâmplă? Când desfăcem acolo, grupul de albini o umăra pe asta, o umăra pe cealaltă și le-am desfăcut, am filmat chestia asta. Credeați că ele se bat între ele, dar nu? De fapt albina o sufocă. Da, o sufocă. Deci îi face grupul acela de albinuți, o sufocă, o supraîncălzește și moare așa. Și atunci le-am scos de pe acolo și le-am pus în bigudiuri. Și erau nebunite.
că ele o preferau, umblau după aceea pe care miros deja îl acceptaseră și el știau că e împerecheată. Nu, după asta nu îi convenea, dar dacă rămâneau grupul acela, atunci și pe asta o puteau accepta. Deci, când se vedea în situația disperată, că aceea care, mă rog, fusese menită, nu mai era cu ele, urma să o accepte și pe asta. Da. Deci, asta nu e scris în cărți, asta am vrut să spun. Deci, în cărți nu veți vedea scris că împerecherea se face aici, până la locul, la prima haltă. Da, unul din lucrurile pe care nu le putem afla. Dar câte sunt? Aveți o experiență vastă, enormă, în spate, de 30 ceva de ani. Și cu forma asta de curiozitate. În mine, în profesorul de matematic, s-a dezvoltat foarte bine această formă de cercetare, continuu nemulțumit. Chiar stăteam de vorbă cu cineva, viața unui cercetător este destul de aspră, în sensul că el este un continuu nemulțumit. Da. Pe lângă lucrurile acestea obișnuite, trecem foarte ușor, dar el vede ceva aparte și acolo stă și... Este ca urmare a unei activități de creație care se dezvoltă în timp. Cum se dezvoltă în fiecare dintre noi, prin contribuția profesorilor, modul de a gândi șablon, șablonizat, modele, atâta fac, mi se dă asta, repet, operația asta, că așa am văzut la cei din jurul meu, tot așa de bine și tot de atât de interesant este să se dezvolte partea creativă. Da. Deci eu ce fac și am făcut întotdeauna, am dezvoltat la ele nu un mod de gândire șablonizat, ci unul creativ. Păi de obicei se dezvoltă după model și dacă dumneavoastră alegeți să fiți un model creativ cu libertate de exprimare, cu tot ce trebuie, sănătos. Atunci și ele vor la rândul lui preia. Da. Parcă am povestit când am plecat acum din state, în compania Microsoft, chiar atunci ajunsesem în companie că genul meu vrea să-mi dea o licență pentru Microsoft. Da. Trebuia să merg la magazin. Și atunci l-a sunat cineva. Și din discuție am constatat că era vorba de cineva care se interesează, mă rog, pentru să spunem, pentru interviu. El scosese câteva poziții acolo și a ajuns, mă rog, în urma discuției urma să se prezinte la interviu cu el, pe care trebuia să-l țin. Ei bine, și am zis, bine, Adi, dacă tu ai la telefonul la dispoziție așa, zic că nu, zice, există un baraj. Întâi se trece. Selectare, ca și la mânt. Așa, așa. Și când ajungi la mine, este faza a doua. Ei bine, zic, și ce urmărești tu acum la interviu? Uite, chiar eu sunt curios. Ce urmărești? Păi, ce să urmăresc? Mie îmi plac, să spun așa, tata, oamenii care își caută de lucru pe jobul lor. Exprimarea este extraordinar de frumoasă. Cei care își caută de lucru pe jobul lor. Adică, nu cei care așteaptă de la mine de fiecare dată să-mi dau soluții la problemele care se ivesc acolo, ci aceia să poată descoperi încă soluții și eu să discut cu ei și să-i dau ochiul. Da. Ei, băi, de aia spune-mi tu mie, nu cumva asta este ceea ce am dezvoltat noi de-a lungul timpului. Păi, zice, fără discuții. Eu acum, cum să spun, aplic ceea ce mi-a fost mie dezvoltat. Asta este partea foarte interesantă. Și prin matematică am o șansă imensă. Am avut-o și o am în continuare. De aceea mă disting complet de toți ceilalți. De aceea, biostupul, vă dați seama câte mii și zeci de mii de apicultori n-or fi fost, nu? Și totuși, la mine am poposit ideea. De ce? Pentru că probabil... Da. Contribuții, ați căutat soluții la probleme și așa... Exact. Această formă dezvoltată în timp de a te uita și în locurile în care alții trec cu nepăsare, pe lângă care trec cu nepăsare. Deci m-a făcut să ajung la ideea asta. De aceea spun, am o mare suferință apropo de asta, că matematica este prost gândită, este prost predată și iată că foarte mulți fug de ea și nu înțeleg rostul matematicii. De aceea eu voi încerca să... E prima întrebare care și-o pune un elev, la ce mă ajută matematica? Perfect, perfect. Și profesorul de obicei din România nu găsește răspunsul. Da, o elev mă întreba, zice, domnul profesor, dacă eu învăț formula asta, la integral, pe acolo era o chestie, era clasa 12, dacă învăț formulele astea, o punea mai ieftină? Păi, faină de tot întrebare, da, am înțeles. Trebuie să ai răspunsul acasă, da, un profesor adevărat. Da, asta. Și acum, haideți să ne întoarcem la apicultură. Așa este domeniul fascinant. Nu spun, Gavril, că mi se întâmplă
să stau... A, da, să spun ceva despre voi totuși, am povestit atâta despre ceea ce fac eu. Deci voi sunteți doi tineri care l-ați desfăcut Prof Online, da. Ați venit data trecută și acum ați revenit hotărât să, săptămâna asta să stați la treabă. Da. Este extraordinar, extraordinar. Să pătrundem în... Să descoperiți o parte din lucrurile acestea care se fac la, concret spus, la stupină. Cum am spus la telefon, domn profesor, eu am învățat cât de cât la dumneavoastră partea teoretică, dar din păcate n-am avut ocazia să pun în practică și asta... Și n-ai pus mâna pe o ramă să simți când te înțeapă albina și trebuie să nu-i dai drumul. Asta este fascinant. Adică să dai atâta forță să te angajezi încât să n-arunci rama, că dacă ai aruncat-o atunci ai făcut o tragedie, ești da, victimă. Da, sunt perfect conștient de așa ceva. Deci trebuie să strângi așa, băi, sunt și două să mă înțepe și trei să mă înțepe, nu-i problemă. Eu trebuie să suport. Asta trebuie. Acum ne-a... deci cu Mihai, voi ați hotărât, dar este un exemplu pe care probabil foarte mulți tineri l-au în minte. Și dacă s-ar putea gândi cineva la voi, cei care vreți să găsiți un loc de muncă, să faceți ceva concret, în afară de hobby, Mihai, în afară de hobby, poți să te gândești, că, dar bine este să începi ca un hobby, să zicem, asta. Tu și lucrezi, ești angajat, ești un băiat așezat la locul tău, la fel și face același lucru, dar pe voi vă interesează acum să știți și altceva, nu? Da, e foarte important chiar și dacă vreți să ne plecăm la o afacere, e foarte important să plecăm de la început cu câțiva ca să putem să ajutăm și față problemelor. Exact. Deci poți să conduci acest domeniu fără să știi mai nimic, să zici așa. Așa, să zicem că dacă am găsit bani de investiție, ce faci? Uite, aici ce avem. Deci este cel care s-a aflat în spate. Și acum încercăm să-l dezvoltăm, să-i desfacem. Ideea va fi următoarea. Hai să ne facem și un plan de lucru. Desfacerea celor trei, Mihai, să facem felul și Gabriel, să facem felul următor. Noi să luăm pe cel mai bun din față, cel mai puternic, cel mai puternic. Îl mutăm. Da. Pentru că el are și albina călătoare, cel care rămâne un pic mai slăbos, să spunem, mai micuț, acela primește albina călătoare ajutor. Din spate, o să luăm una, două rame cu cuiet căpăciți și tot pe ăsta îl ajutăm. Da? Cel care mutăm. Ca în scurt timp să-i ducă ce mai albină... Facem un lucru foarte bun. Să plece, pentru că o parte din albină revine. Da. Da? Cea călătoare care a ieșit. De aceea, hai să cercetăm împreună care e mai puternic. Cum ne putem da seama de cel mai puternic în față? Funcție de numărul de albini. Numărul de albini. Sigur că și da. După rama oarbă. Da. Densitatea albine și rama oarbă, să vedem dacă a crescut făgurelul, da? Deci asta, aici ne putem de față ne dăm seama. Este cam rece acum. Da? Punem o petricică sau punem asta ca să nu mai rupe vântul. Iată, așa facem. Deci o cercetăm să vedem care este cel mai puternic. A început făgurelul aici, nu este construit complet, este semn că nu este foarte puternic. Ne ducem și în partea asta altă, facem același lucru. Așa. Tot rama. Oarbă, o cercetăm. Același lucru, deci nu trebuie de ales, dar acum, fiindcă am ridicat-o pasta, cercetăm un pic și mai în interior. Ne ducem și mai în interior să vedem, dar sunt aproximativ la S-o pun, ca să mă pun pe jos. Ăsta este modelul de stup, biostupul pastoral, deci cu rama
din spate, doar pe, pe două rame, avem aici, da? Da? Ai făcut o greșeală, de pe fața ordinișului. El hotărăște el, da. El crede că dacă este bine îmbrăcat, nu poate ajunge alminat. Ajunge uneori și prin pantalonul tău. Da. Nu prea circa altfel așa, deci nu e. El a vrut să vină să le prezinte celor care vor viziona. Deci prima ramă, asta e deja cu puiet. Așa. Urmărim să vedem câte rame, că noi vom muta întreg cuibul de aici. Deci aici nu ne propunem să căutăm matca, că n-are niciun rost. Da? Deci asta este cât o oată. Da. Sunt o, nu vreau să-i dau larvii. Deci eu vreau să caut pe una care are cel mai multe, pentru că sarcina de a crește nu de a crește puișori este una mare, iar rămâne fără călătoare, trebuie să facă călătoarea de acolo. Deci aici este cu larvă, nu cu larvă, pentru păcet. Da. E posibil să trebuiască să mă amânăm? Ne uităm, dacă, dacă constatăm asta, o facem, da? Deci dacă sesizăm că nu e cazul să facem acum mișcarea, nu facem. Da. Ai avut dreptate. Este corect să o amânăm. Da. Pentru că... Va fi nevoie în curând, dar... Da, 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 dar nu astăzi. Peste 2-3 zile putem reveni. Da? Deci asta facem. Uite. Băi, ce fac? Este așa așezată de frumos căciula asta, da? Când trece prin... Bă, și nu știu, ajung foarte repede la chelii. Știi? Bă, și când te înțeapă în cap, mă, e o bucurie imens. E o bucurie imens. Așa, că... Mai aveți rama... Mai sugerat acest lucru, că este cazul să putem amâna și așa este, pentru că corect este să vedem făgurelul construit complet de desubt. Abia atunci acela îmi spune că este bine să facem operația. Da. Și să le spunem vizitatorilor că voi nu ați venit doar pentru o zi, pentru o oră, pentru câteva ore, ci ați venit să stați chiar toată săptămâna, dacă m-ați amenințat bine, nu? Toată săptămâna. Asta e grozav. Așa. Da, da, da. Și cu corpul aici este spectaculos cum v-ați propus voi să stați aici și să urmăriți. Mihai are un concediu, Mihai, te puteai duce foarte bine. Nu, eu să te odihnești, dar tu ai ales să vii aici. Asta e lucru frumos. O să o văd ca o relaxare la urmă. Da, o vezi ca o relaxare, după adevărat, da. Se știe că la stuptină se și muncește. Iată că albinuț a venit cu... Ați spus de multe ori, cred că e foarte important de înțeles asta, nu? Da. Trebuie să-și... Dar nu se înțelege că la apicultură stai cu cana și curge, curge mierea, da? Am lovit-o pe beata albinuța asta și iată, ea e așa de supărată. Sunt întâmplă accidente de astea. Așa arătăm. I-a căzut polenul de pe picioruș. Aici are cu precum la fân, în săculețul acesta, este un perișor și în jurul perișorului acela își pune el polenul. Da? Acolo și-a fi. Și... E o adaptare, ai... Da, 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 da. Sunt niște performanțe pe care nu pot să... Mai creator știi cum ne-a făcut. Deci este lucru spectaculos așa am făcut ce se întâmplă în viața mea. Așa, spuneam că foarte mulți au impresia că în apicultură este domeniul acela unde sunt gâzile astea și care fac mieri și ce problemă, nu mai ai tu nicio problemă. Dacă ai gâzile, gata, ele își fac toată treaba. Nu e chiar așa, nu e chiar așa, ci trebuie să înțelegem că e vorba de multă muncă, foarte multă muncă. Este însă muncă, dacă chiar iubești, dar
Să facem acest lucru cu multă plăcere. Iar apicultorii fac și un tratament natural. Pentru că spuneam și altă dată, în zona stupului, pe 2 metri, e un aer special. Un aer special, purificat este. Iar tu te concentrezi în clipa în care stai acolo deasupra stupului, te concentrezi într-atâta încât tu câte probleme ai avea în rest, pe toate le-ai uitat, pentru că acum trebuie să dai un răspuns, să ghicești cam în ce direcție se dezvoltă albina, cam ce ar trebui să-i faci și nu vrei deloc să faci niște lucruri care să fie împotriva tendinției de dezvoltare. Da, sigurat sunt împotriva ei. Dar din neștiință, Gabriel, din foarte multe ori din neștiință faci și aceste lucruri. Da, dar măcar acolo se acceptă o scuză pentru că n-ai știut. Da, să faci cu rea voință, asta e un păcat. Atunci e un păcat. Mai grav. Dar că îți bagi joc de muncă proprie. Dar eu cred că de cele mai multe ori se fac greșeli datorită neștiinței. Neștiinței, da. Da. Iată aici. Lumea se grăbește, trăim în secolul vitezei. Așa e. De ce toți se grăbesc? Citim acum iar deasupra. Dintre astea, prin folie pe care le-ai luat. Pe partea mea, că se vede mai negri de albină. Da, așa este. Deci albina a ieșit la suprafață și da, se vede da, pe da, da, folie. Da, se vede exact. Că este densitate mai bună, nu? Chiar a și ieșit, a spart folia un pic și a ieșit, prin. A venit la... Da. Deci asta o să o desfacem. Cerea cu descoperare. Da, solicită chestia asta. Iată, a și crescut făgurelul pe deasupra. Acum cercetăm asta, dar mai mult ca sigur are deja construit. Să mă duc după stupul? O, da, da, uite, hai să... Trebuie să aduc lada aici. Sigur, așa o să facem, o să ducem lada, punem între ele. Simt că e greuță. Greutate. E și bătut cu puiet. Puiet de trântori, vreau să cred. Nu mai cred că sunt făgurelul. Ia uite. Pare că e cu miere. Miere și cu puiet. Ia uite-te, puiet de albină. Da? Deci uite, Mihai, aici și Gabriel, cam care a fost orientarea familiei acestei. Deci în clipa în care ea s-a văzut că spațiul nu avea. Aici are mai mult. Aici a dat pentru trântori, da? Crește trântori, iar aici au crescut pentru albinuțe. Iată, puiet de albină. Da? Deci, vedeți, celula este mai mare aici pentru trântori, uite. Vezi, asta e celula de trântori, iar asta e celula de albină. Ca înălțime e mai bombată asta, da? Și pe o parte și pe alta. Este lucru foarte interesant. Pentru că ea când și-a modificat șublerul, pentru celula de albinuțe este mai mică și fiecare hexagon, piramidă de asta, fiecare prismă hexagonală, așa este, nu? Prismă hexagonală, se termină în capăt cu o piramidă triunghiulară. Da, da. Și fiecare vârf al piramidei este colț pentru partea cealaltă. Uh-huh. Și fiindcă s-a modificat șublerul și se dă de alte dimensiuni, atunci și pe o parte și pe alta merg. Da. Neapărat să fii pe o parte și pe alta. Iată, pe aceeași direcție, vedem și pe o parte și pe alta celulei de albinuță. Iar când e de trântor, și pe o parte și pe alta de trântor. Da? Este clar acest lucru. Da. Iar când noi le punem foiță la crescut și ele modifică
celula, hexagonul, când noi le punem numai pentru albinuțe. Modificăm și când modifică chestia asta și dau seama că au nevoie de masculi, o fac și pe o față și pe alta. Ăsta este motivul de o fac și pe o parte și pe alta. Da, da, pentru da, că au vârful piramidei. Dimensiunea da? Deja dată de pe o exact. Față. Da, 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 da. Și foarte atunci, interesant. Acest lucru da. Am vrut să-l explic pentru că nu l-am găsit nicăieri, dar acum o să o evit ocazia și haideți să vă spun așa ceva. Eu cred că o să fug repede după Lada. Da, du-te, așa du-te după Lada, da, da. E clar că îl mutăm pe ăsta, nu? Da. Nu mai încape discuții. Așa, și ce să facem, Mihai? O să punem aici între. Nu aș mai pune-o pe asta la loc ca să nu mai pierde timpul să o luăm. Facem un pic de loc. Ca să dezvoltăm pe cealaltă, nu? A, așa. Și să-l punem între ăștia doi. Deci îl punem între ăștia doi, pe ăsta care îl aducem. Uite așa. Și acum, planul pe care îl facem este următorul. Să facem. Unde este? Da. Rampa din coadă acolo. Unde este chestia? Nu? Trebuie să-i dați drumul și la rând? Numai la unul. O să-i dăm la asta micuț, cum ai făcut toată mai bine. Și pornim treaba în felul următor. Hrănitorul ăsta, Mihai, îl spunem și cu Mihai și cu Gavrilă, să-l punem în spate, măi. Adică rama capcană cu tot ce o construit ea, să o punem de după grilă. Da? De ce de după grilă? Pentru că în față o să punem ramele cu puier, iar matca de oriunde se va afla, nu? De oriunde între intervalul dintre două rame, ea va putea accesa a capăt când ajunge rama capcană. Da? Ăsta este procesul foarte interesant în clipa asta. Pe când, în condițiile în care stă la margine, deci când stă la margine, cum de fapt s-a întâmplat dintotdeauna, apicultorul punea aici, undeva în marginea cuibului, rama capcană. Iar matca sărea peste toate ramele și în sfârșit ea lucra, se întorcea pe rândul celălalt. Iar în condițiile în care găsea o ramă care avea deja celule de trântor, băga urgent acolo, nu? Iar familia când ajungea la o densitate pe care numai ea o știe și își propunea să crească masculi și noi punem o foaie, imediat modifică și își face pentru trântori. Da, dacă are nevoie de masculi. Sigur da. Că da, asta este prima problemă care trebuie să o rezolve, este aceea mulțire. Nu, instinctul de mulțire îi determină să crească masculi. Ei bine, dar dacă noi punem hrănitorul care stă la capăt aici, sau rama capcană care stă la capăt, și am pus foaia acolo, nu mai are nevoie să-și strice foaia. Da, pentru că se întâlnește foarte des cu celulele de trântor și are cunoștință de... Exact, da. Fiind... Dar are tot timpul aici celule de trântor. Da, da, da. Și matca zice, și familia întreagă spune, nu-i cazul să mai stricăm noi o foaie de aia. Da? Și de aceea... E celul... folosită, adică da, da, exact. E o oată, cum ar fi. Da? Iar celulele sau foile care... Ramele care se cresc în sistemul meu sunt rame care au celulă de albină până sus. Da, până ca sus. Uitați ce... Da? Deci este o densitate frumoasă, bine. Nici o celulă, de niciuna măcar. Da, 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 da. Uite, a ajuns până la margine. Să știi că celulele de albinuță, de trântori, sunt pe margine. Da. Ele vor temperatură mai mică. Celulele de albină încăpățită. Până în margine, da? Da, da, da. Aici e ecluzionat. Deci, iată, asta este efectul a ceea ce înseamnă creșterea familiilor de albine în biostup. Vezi, așa mi-a fost mie rânduit, parcă câți apicultori, spuneam, zeci de mii de apicultori n-au trecut și n-au gândit, au gândit în fel și chip. Fiecare s-a rasă, masă, casă, triada asta, nu? Rezolvă problema. Ei, iată că la mine a poposit ideea. Și am rezolvat această problemă foarte, foarte, foarte importantă. Casa. Da? Casa, da. Un alt model de casă. Și acest lucru, repet, s-a întâmplat datorită acestui
interes maxim de a face lucruri pe care alții nu le-au făcut. Aceeași formă, da, aceeași formă până la celula de jos, da? Așa. Și spuneam, aici punem complet. Și aveți și o matcă de calitate aici. Da, 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 da. Iată ochiul tău începe să spună. De fapt, faptul că o adus-o la nivelul ăsta este semn că matca a lucrat bine, nu? Da. Acum trebuie să spun că sunt alte măci care au adus la nivelul ăsta mult mai de timpuriu. Că noi aveam acum câteva familii de la desfăcut. Da, dar am văzut, cum ziceați dumneavoastră, nu sunt spații la oat. Exact, exact. O uniform și de asta, da. Nu știu exact randamentul ei, dar o uniform. Asta e, asta este. Nu pășește, da? Deci nu uite de ce a intrat în celulă, că altele bătrâne mai uită de ce a intrat în celulă. Așa. Și acum noi facem această lucrare. Mihai, știi care e meteahna mea? Nu Mihai, tu Gavril. Mihai are acum de filmat. Următoarea ramă o să o iei tu. Da? Spune-ți, da? Ce să-ți pregătiți? Eu zic că trebuie să încerci. Na, ce să-ți faci? Este, eu pe trei l-am luat eu, asta o iei tu. Se apropie ușor, nu? Deci mâinile se apropie ușor. Nu te sperii, nu nimic. Da, este, dragilor, momentul cel mai important al zilei pentru viața mine. Viața unui începător. Da, da, viața unui începător. S-a urcat câteva albinuțe. Deci, ții bine de ramă, să nu cumva să o scapi, da? Iată, eu risc acum foarte tare, dar asta e stilul meu. Și te duci ușor și o pui... Pe aceeași parte? Așa, dacă se poate pe aceeași parte, cu atât mai bine. Așa. Este super momentul. Acest lucru reușit de acum, Mihai, te face să încerci și la următoarea ramă. Să știți că am emoții. Mai ceva ca la un examen. Încerc să le controlez, dar am presupun că inima îmi bate. Așa, dar așa se întâmplă. Da. Și pe asta o să o iei. Chit că este a doua tentativă, a doua încercare a ta, dar reușită de la prima. Important să nu pui pe albinuță mâna și să o strivești. Da, 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 da. Că aceea, imediat, și nu te teme, nu te teme. Nu dai cu mâna, nu nimic, ușor, ușor. Acum când o scoți, iarăși ușor se scoate ca să nu lovești albinuță și tot așa de ușor se pune. Asta e. Perfect, perfect, perfect. Și te aduci acum, le aduci de sprijin un algar, da? Așa. Și ca să nu prinzi albinuță. Este albină, de asta am. Așa. Nu prinzi albinuțe pe acolo. Ușor, ușor și așa, se dă la o parte. Așa, așa, așa. Uite așa, uite așa faci jos, uite, vezi cum joci. A, da? Da, da, da. Dacă cumva o prinzi pe una, îi spui, du-te, te rog. Așa, uite așa. Asta e. Și s-a rezolvat problema. Bravo, mă bucur mult. Nu te aștept. Vă mulțumesc tare mult, domn profesor. Nu te așteptai să te pun la momentul ăsta. S-ar putea să te da, se trebuie să ne gândim să-i facem figura și lui Mihai. Eu am, eu am făcut deja asta, dar chiar vreau să fac, să știi. Da. Uite, acum o să... Uitați ce calm e. Da, 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 da. Deci tu trebuie mă să ai... Mă cercetează cum ar veni și... Da, da. Dacă îi da cu mâna, imediat o să-l da. Mă, te filmezi cum da. Da, mă gândesc să filmezi și să-l pui și pe el să aibă, să trăiască senzația asta. Deci ați venit de câteva minute și ați spus următoarea de albin. Bărba ta, am făcut așa asta... În film am avut emoția asta, dar parcă nu este ca atunci când tu tragi, efectiv, și pui tu mâna pe rată. E altceva. Nu mai simțeam chiar pregătit pentru asta. Uite-ți! Da. Mă așteptam să se întâmple cândva, dar încă nu mai simțeam da. Pregătit. Da, da. Uite că... ce facem acum? Facem așa. Depărtăm un pic diafragma asta, care a fost... Și căutăm să ridicăm, nu ți-l tragem pe lângă, deci nu trebuie tras pe lângă, știți de ce? Ca să nu cumva să strivim albina. Deci tot secretul este cât lucrăm, să lucrăm calm și să nu strivim vă albin, să nu prindem vă albinuțe, că atunci... Dau alarmă, cum ar veni da, 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 da. Se împacentează toate. Sunetul care îl emite albinuța aceea, le alertează pe cealaltă și probleme complicate. Acum, hai să discutăm ce facem cu asta. Deci, a rămas cuibul ăsta la altul și
rama clăditoare, o să o punem în partea asta altă. De ce? Ea în mare rămâne pe poziția ei, nu? Ramele vor rămâne acestea, dar le vom mai despăți, pentru că așa asta, familia de aici suportă intervenția 2-3 rame, până la 4 rame, din ce motiv? Vine călătoarea toată de aici, în partea asta altă, da? Și asta se îmbogățește cu albin. Și atunci facem așa. Rama de aici, plăditoarea o dăm în partea asta altă. Ați văzut că ochiul a spus clar că aceea era... Da, fără să o ridicați, măcar. Da. Da. Aici avem un crescut și făgurel. Ia vin și arată aia și vezi ce s-a întâmplat. Datorită faptului că a fost rama din vechiul sistem și a fost mai mult de un centimetru, a crescut aici făgurel și în toate spațiile acestea tot ce e peste un centimetru crește făgurel și au pus miere aici, da? Așa. Și nu se poate decât să vă dau să degust așa asta. Eu nu cred că sunt. Da? Băi, Mihai, ia uite mă că ai scăpat de filmare. Ia să vezi, băi, făgurel, da, de anul ăsta. Vrei să iei acum? Nu iei. Lasă-o mai târziu. Nu prea mai pot să mă mai deschid cu mânușile. Am înțeles. A, băi, ca să fie... Și filmează-l, mă, că... Așa. Ai pus în buza. Cu albine trebuia să pun. E bun? Da. Da. Asta ca să facem filmul plăcut. Altfel, le tai și le dau jos, albinuțile le... Probabil că mai sunt ca noi, domn profesor, care și-ar dori să fie chiar în locul nostru acum. Bănesc că da. Și, da, voi ați avut inițiativa să veniți, ați venit mai devreme, filmulețul acela care am făcut atunci și a spus, uitați, noi am vrea să venim, dacă vă deranjează, nu vă deranjează. Că acum începe cu partea frumoasă, dar vă pun și la măturat. Da. Da? Vă spuneam și altă dată, începem și cu măturatul. Dar fiindcă ați venit, sunteți acum aproape, nu începem chiar așa, ci pur și simplu... Eu asta vedeam prin fundația dumneavoastră. Mă gândeam cum să fim ca o clasă de elevi care să... Așa vom ajunge. Dar vedeți, suntem la început... Visul meu este să fie clasă, cum ați venit voi doi, să vă prezint partea teoretică, să vă povestesc cum s-a întâmplat acum, v-am povestit concret ce facem, da? Și pe urmă treceți și lucrați, cum am avut videomanualele făcute cu băieții aceia care luasem de la Brăila, venise de la Brăila și tot nu aveam nicio idee. Acum, uite ce facem. Rama asta, prima ramă, Mihai, vino cu mașina, că cheile sunt în bord. Vino mai încoace ca să aduci ramele cu din portbagaj. Deci, practic le vom intercala. Asta e ideea. Perfect. Și în felul ăsta alergim cuibul. Fiindcă nu luăm nicio ramă de aici, nu ne interesează matca. Ci pur și simplu băgăm faguri, intercalăm și ei, matca acum își va da drumul și vor lucra aici. Albinuța care vine din partea cealaltă va fi acceptată și nu se întâmplă nimic. Deja prin fundul antivaroa, el îi comunică cât de cât ca miros. Da. Deci nu există riscul. Sunt învățate, S-a amestecat cele două mirosuri și nu există riscul ca albina să se bată. Niciodată nu avem probleme aici. Da. Altfel, ar exista ceva. Probleme. Și acum, punem rama asta. Dă mai departe, ia să mișcă deja, să fac spațiu pentru a alterna ramei, nu? Da, iată, așa facem. Și mișcarea asta o faceți doar pentru că vă bazați pe albina din zbor, nu? Așa, albina care știe să iese și a ieșit la zbor, albina călătoare, altfel eu aici nu fac asta.
Că dacă aș face aici, răcim cuibul. Adică ea se reorganizează, îi pleacă toată albina care e călătoare. Aia acum să vă arăt ce rame caut eu acolo de din ca să fac să alternăm așa cum am spus. Mihai, deci prima problemă care o rezolvăm împreună acum este să selectăm rame care sunt rame de oa. Sunt mai multe categorii de rame. Mă gândesc eu, după capul meu, cea mai bună ramă ar fi una care este mai deschisă la culoare, ceea ce înseamnă că ar fi mai tânără. Perfect, perfect. Și celula să fie dreaptă. Adică uite, o celulă în care nu a ecluzionat de foarte multe ori. Da, 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 perfect. Aici e ecluzionat o singură dată, vezi? Da, unii maroniu ăsta. Da. Că au rămas cămășile de la trebuie de precizat cu cât ecluzionează de mai multe ori, se negrește. Motivul. Da, nu e neapărat rămân un lucru rău în perioada asta, că îl ajută la... Păstrează căldura, da. El preferă, în loc să o ia pe asta care e mai deschis, o ia pe cea mai închisă. Mai închisă, da? Da. Numai că... Rămân reziduri, nu? Da, rezidurile acelea. Straturi întregi de... Că nicio matca nu intră aici decât după ce a fost pregătită, curățată și cu un strat fiind de propolis, dezinfectată. Și straturile de propolis unul peste altul fac ca dimensiunea celulei să se micșoreze și albina și mai, mai micuță, sigur că da. De ce nu păstrăm în stupină celule sau rame negre, negre? Da. Da? Deci suntem atenți. Sunt bune la iernată, în schimb. Sunt bune la iernată acelea, de acord cu asta, dar eu le-aș prefera pe cele mai maronii spre nici închis. Nici chiar foarte închise, dar da? Nici deschise. Nici deschise, da? Nici per căldura. Da? Uh-huh. Ei, acum, rama asta, așa cum te uiți la ea, este o ramă bună pentru ouă. Că sunt cu celule drepte. Sunt și celule un pic mai înclinate, care sunt pentru miere. Da? Deci asta este celulă dreaptă și este foarte indicată pentru a fi pusă în clipa asta la ouat. Da? Deci una din ramele acestea. Apoi, alege tu acum. Eu ți-aș propune să o iei pe asta. E mai maronie un pic, vezi? Hai să o discutăm și pe asta, să o bate și vizitatorii noștri. Este preferat între asta și asta, este preferat asta acum la momentul acesta, că iată, încă nopțile sunt reci și ea, albina, are nevoie de căldură. La 30 de grade trebuie să fii tot timpul acolo, 30-32 de grade. 32. Și ca să fii plus 32, asta înseamnă să fie așa. Deci, vezi, asta tot cu celulă dreaptă este până sus, nu avem nicio celulă de trântor, da? Observăm, totul este perfect. Mai stricăm noi la dat la centrifugă din atenție și așa, și când era rama grea, se mai rup ramele și atunci celulele vor fi mai modificate. Dar le refac albina. Da, le refac. Uite, spuneam despre celulă în care depune miere. Vezi că este un pic oblică? Da. Da? Celula asta este un pic oblică față de... Aș vrea să vă uitați așa față de celulele celelalte. Da, da, da. Da? Pentru că ea punând miere aici, vrea să aibă siguranța că nu curge. Exact. Da? Deci de ce e hexagonul un pic îndreptat? Așa. Deci, ne-am hotărât. Una, două, trei, am discutat cam ce rame punem aici. Deci avem trei, patru rame. Asta e foarte, foarte bună, dar o mai las pentru altul, adică pun două mai deschise și două mai închise, ca să nu fie asta pentru fie unul. De toate. Da, 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 da. Acum se pun și foi, dacă la o adică putem pune și foi. Aveți posibilitatea să puneți foi la crescut? Da, sigur că da. Se pot pune foi, nu în capitul. Pentru că albina, cum a zis, nu știu, a zis ceva, albina nouă are două zile de ceară. Deci există un vârf, un vârf de secreții a glandelor cercieni, cele care produc ceară. Este un vârf. Precum există până în perioada de a opta zi maximul secreției de lăptișor, de matcă, există pe urmă între a 8-a până la 12-a zi, 14-a zi, posibilitatea de secreție maximă de ceară și pe urmă scade cantitatea. Dar trebuie să înțelegeți că
în anumite momente de maximă necesitate, el își reactivează. Că, altfel, cum spunem, peste iarnă, când începe să hrănească puietul, când îi trebuie un pic de lăptișor, matca trebuie hrănită, ea, albina este deja din toamnă intrată, nu? Adică nu mai este tânără, ca a 8-a zi, cum se întâmplă. Dar își reactivează glanda aceea la un efort mai mare, să spun așa, cantitatea este mai mică, ce-i drept, și ușor, ușor pornesc. Cred că am înțeles eu ceva greșit. Spuneați dumneavoastră ceva, exact în primele două zile de viață, sau ar secreta nu știu ce și ca să nu pierdă. Cred că am înțeles eu greșit. Eu nu știu când n-ai înțeles tu greșit, poate la momentul acela, nu știu ce am vrut să spun, dar sigur este așa că există un vârf de secreție, altul, nu simultan și de ceară și de lăptișor de matcă. Da? Deci sunt vârfuri diferite, asta pot să spun foarte bine. Acum, ca număr de zile exact, știu până undeva până la 7-8 zi ar fi secreția maximă de lăptișor de matcă, după care urmează partea cealaltă cu secreție de ceară și după, până la 20 de zile ea stă în stup și face diverse activități, trece prin toate etapele. Da? Și până iese la câmp. Dacă însă în perioada de cules scădem din sarcina mare de crescut puiet, cum de fapt o să-și fac, o să-și arăt asta, și atunci ele nu sunt nevoite să aloce un timp sau un efectiv mai mare pentru creșterea puietului, ci atunci vor pleca la câmp de timpuriu. Nu așteaptă să aibă 20 de zile și pleacă la 14, la 15 zile, da? Nu mai au sarcini foarte mari cu creștere. Și atunci apicultorii fac chestia asta, izolează matca pe timpul culesului ca să se plece masiv să la avem mai mult cules. Sigur. Deci sunt lucruri interesante, că și tehnici diverse pe care, la care apicultorii apelează pentru a obține producții. Că deci acolo un făgurel. Da. Deci a fost acolo, i-a crescut. Pune și pe asta aici. Așa. Și acum tu, Mihai, vino tu și potrivește. Uite, nu-i treabă. Da? Deci, ia uite ce facem. Am făcut acum. Vino tu și o tragem pe asta. Deci o tragem mai încolo. Tragem pe prima mai întâi. Așa. Să nu prinzi albinuța, doar atât. Asta vreau să nu o prind. Așa, se trage ușor. Cum e cu mănușa? Ce simți tu cu mănușa? Emoția mare când nu ai. Așa. Și acum o trage și pe cealaltă. Are un pic de propolis. Da. Propolis de acela și propolisul lipește. Nu alunecă ușor, da? Acum pune tu. Așa. Împingem umeraș lângă umeraș. N-am albinuț aici. Așa. Și acum pe amândouă. Hai să facem așa. Să împingem și pe asta. Da. Acum aici suntem atenți, ne uităm tot timpul să nu prindem la umeraș. Exact. Așa, umeraș. Așa. Acolo rămâne. Și acum rămânem, mai bagăm o ramă aici. Da? Mai bagăm o ramă cu asta și cu asta am terminat povestea. Bun. Sigur. Când ți se dă mâna să mergi mai repede, dar la început sunteți mari grijă, foarte, foarte frământați, foarte tare frământați, nu omorâm vreo albinuță. Asta e secretul. Cât, și mai ales când pui mâna așa, să pui chiar pe albină și o strigești. Este o problemă complicată. Și aici mai rămâne un pic de loc pentru următoare. Sigur că da. Deci rămâne hrănitorul lipit, nu e nicio problemă. Punem capacul, nu? Da, să punem folia. Știi? Este iarăși un lucru pe care trebuie să vi-l spun. Lucrul cu folia îmi creează avantajul
foarte mare de a acoperi deodată toată suprafața, vedeți, spun așa repede. Nu pun căpăcel lângă căpăcel, chinul cel mare, în sfârșit. Am acoperit deodată, am prins-o cu asta și totul s-a terminat. Da? Mai prins lângă căpăcele cele, prins o albinuță, îți consumă timp. Așa mergem foarte repede. Scândurelele alea. Scândurelele cele, da. Care le-am văzut data trecută. Exact, exact. Și acum de aici urmărim să vedem dacă el îmi spune să-i mai scot o ramă. Deci dacă l-aș găsi foarte... tot am umblat la el. Vreau să-l pregătesc și pe ăsta pentru a merge mai departe și pentru că vreau să iau o ramă, dacă găsesc cu puiet, să o duc dincolo. Aici sunt foarte atent să găsesc întâi matca. Pentru că există riscul ca odată luând rama aceea să ieși matca. Da, da. Nu am voie, am greșit grav, foarte grav, am orfanizat nucleul de aici. Și cu roiul din spate ce trebuie să facem noi? Care cu ăsta de aici? Da, intenția noastră care e să... Acum intenția noastră este să lărgim dacă cere, dacă cere. Și să-i luăm o ramă ca să-l ajutăm pe acela, pe acela care e destul de voinic, dar să-l ajutăm să meargă mai repede și el pierde o parte din albină. E aproape de eclozionare. Da, îmi trebuie asta, aș prefera o pasta. Foarte tare aș vrea-o. Este o ramă frumoasă, da? Dar să nu fie matca. Și eu aici n-am văzut-o acum. De regulă n-ar ce căutam matca în clipa asta pe aici. Pe o ramă de așa, oată, nu? Da, dacă, în care nu găsim ouă proaspete. Dar eu știu pentru întrecere, cumva ceva îmi spune mie că nu trebuie să risc decât să am grijă, să știu bine că am matca aici. Am izolat-o, am găsit-o. Și atunci nu risc, nu vreau să risc. Deci în momentul în care o vedeți, atunci abia vă mutați... Atunci sunt sigur. Iată, am să vă mai spun ceva. Este foarte important ca la punerea foilor să fie lăsat un spațiu jos aici. Eu, mă rog, multă treabă, am pus pe cineva să facă chestia asta, i-am spus, îmi tai din făgurel ca ea să mai lasă fagurile. Să nu se boltească, să nu se întâmple chestia asta. Uite ce s-a întâmplat aici. Cum să crească albinuța în zona asta, deci celula? Da? Să mai lasă. Să mai lasă un pic, da. Trebuie să lași toleranța asta de 2 cm aproape. Da, și fiindcă lucrarea nu-i făcută de calitate, iată că a avut de suferit fagurile astea. Da, n-a avut. Uite, pe aici, ce să facă beata albinuță? Deci n-are ce să facă acolo. Da, deci... Asta s-a întâmplat, celulele s-au stricat, asta e povestea. Deci contează foarte mult și o să vă dau și operația asta. Astăzi îmi vine, vin ramele, ramele sunt însărmate, făcute cum trebuie, sunt făcute de viorel, sunt stase în genul acesta, adică făcute lățime perfect, însărmat cu... găurile sunt date centrate sunt găurile. Iată ce vreau să vă spun, copii, dragilor. Dacă aici găurile au fost una mai în stânga, una mai în dreapta, da? Deci nu sunt perfect pe mijloc, nu sunt perfect pe mijloc, atunci, vă dați seama, valorește și fagurile. Că îl trage să mă stânga, dreapta, deci, da, sunt rame din vechiul sistem. Intenția e să le facem cât mai bine ca să ne putem ajuta cât mai mult. Sigur că da, deci de calitatea ramilor depinde și felul în care vor arăta după ce au fost crescute. Succesul nostru. Succesul nostru, sigur. Deci, de aceea, apicultorii țin foarte mult. Ei lucrează pe timpul iernii. Apicultorii pe timpul iernii fac făgurei, fac toată chestia. Am văzut și matcuța. Da? Deci, este pe aici undeva. Iată, am izolat-o. Deci, sunt sigur că ea a rămas aici. Da? Acum nu mai fac probleme. Da. Și atunci, iată, eu o las acum. Acolo. Și rama aceea, una singură iau. Vedeți? Nu iau două, că l-aș da peste cap. Una singură și ce are el aici? Cele 5-6 rame de puiet acum sunt suficiente pentru ca el să pornească. Și știi unde să le facem? În dreptul urdinișului. Noi am dat drumul la urdinișul acela. Da. Am uitat. Și acum... Nu le iau
pe rând. Noastră aveați posibilitatea să lăsați așa că mai aveți un ordin și sigur poate că da. Îl închideam pe celălalt. Sigur că da, dar am zis hai să mergem, le transferăm pe toate, că acela e mai mare. Da, da. Și ca efectiv nu-i bine să las pe ordinul ăla mare, ci pe ăsta mic. Da. Trebuie să avem în vedere și faptul că de aici nu avem albine călătoare, el este un organizare, nu ne permitem să... Domn să profesor, am o întrebare. Zic. Când avem o singură familie în stup, da? Lăsăm ambele ordinișe deschise sau doar unul dintre? Când suntem când în producție, când suntem așa chiar pe toate trei. O să mergem acum să vă arătăm și la care ne-am zis noi cum umblăm ca să extindem în buzunar el. Ne duce și la ăla ca să în filmul ăsta să avem și la asta deci, prezentată. Nu încurcă la nimic, nu? Nu, din contră. Dar totul trebuie proporțional funcției de câtă densitate de albina e și cât de mare interes este pentru cules. Pentru că, vedeți, când suntem în goluri, cum suntem acum, n-au florit, mă rog, iarba, plantele acestea, abia sunt în creștere. Da. N-ai floare, dacă n-ai floare, albina se poate... Dar n-au ce culege. Și chiar și un gol de polen acum. Că primăvara, cornul, sunt o serie. Pomii fructifere au un pic de polen. Acum ele au rezerva de păstură și de să duc în continuare pe baza ceea ce au acumulat. Da. Da? Deci există un gol până când ajung plantele la maturitate și se poate să le prindă cu flori, cu polen și așa mai departe, și primul nectar și așa mai departe. Ori, acum suntem în gol. Te rog să-mi aduci o ramă și să închizi portbagajul, că uite, stăm cu el deschis și gata, albinuța cercetează. O vin la cules. O vin la cules, sigur că da. Mai miros câte o ramă de aceea. Ia două pe cealaltă, că parcă asta aceea și gheboasă, așa, cu totul. Te-ai uitat, am văzut. Asta mai merge mai bine. Și închide portbagajul. Așa. E foarte bună rama. Da. Le-ați zis că o păstrați. Are totuși un grup de celule de trântor, pentru că aici s-a fost o greșeală făcută, probabil. Și uite, pe partea asta și pe partea asta, vedeți că deci, măsneam. Da? Deci astea de trântor sunt mai mari. Mai mari. Da. Și matca când intră în celula asta, din cauza dimensiunii, perișorii de pe abdomen nu mai ating pereții. Și atunci nu... din spermatică nu mai este declanșat un spermatozoid ca să fecundeze ouă. Am înțeles. Da? Iar când intră în celula asta micuță, perișorul de pe abdomen ating. E fest. Da. Și ating, nu? Perișorii ating pereții celulei și spermatica este sensibilizată, după care un spermatozoid pleacă și atunci ouul care pleacă pe conductul ovarian se întâlnește cu spermatozoidul și se face fecundarea. Punctul ăla de pe mijloc e ce? Aici e o pietricică, eu cred. Da? O pedici, cum a fost dat. Deci noi... Nu crezut că e ceva, o bot pe care a rămas. Da. Continuăm cu treaba asta. Deci am băgat o ramă, asta care v-ați dat-o voi, între două rame care erau cu puiet și în felul ăsta rama pe care am luat-o de aici va fi înlocuind-o cu asta, va fi bătută cu puiet și lucrurile vor merge în continuare. Deci dacă luam două, la densitatea asta nu era un lucru indicat. Cumva, era... în modul în care a spus dumneavoastră ramă acolo, ați îndemnat și albina ce să facă cu ea, nu? Da, am pus-o între două rame cu puiet, deci numai cu, deci... să spunem, dacă ar fi cules așa, mai puțin s-ar grămădi să pună nectar acolo, ci ar pune-o pe ultima ramă, da? Pe ultima ramă, chiar și o depus ceva așa. Pe ultima ramă ce au avut ea așa, da? Deci pe ultima ramă, iar acele din interior, nu, acolo m-a puiet. Deci așa trebuie avut în vedere când facem dezvoltarea, când extindem cuibul. O ramă la crescut nu se pune în marginea cuibului, se pune mai în interior când spargem cuibul. Am găsit undeva că matca pornește oatul de la rama din mijloc. O ramă după și o ramă înainte. Păi așa face. În timpul iernii există mijlocul ghemului, miezul ghemului, să zic acolo. Și acolo e temperatura cea mai mare. În rest se face coaja ghemului și în sfârșit și ea de-a
pe una din ramele, dacă e pe 5 rame, pe a treia ramă, cum ar veni, două stânga, două dreapta, rămân și pe aceea din mijloc acolo începe să depun o stânga-dreapta, stânga-dreapta, uh-huh, câte, câte o mână, câte un petic de 50-100 de celule și așa se extinde și tot se extinde. În cazul biostopului chiar au făcut-o la mijlocul, la marginea ramelor, dar da, la mijlocul ramelor, da, cum zice. Deci ai înțeles de ce? Așa vine. Da, că acolo e căldura mai mare. Exact, da, exact. Chiar dacă deci, e marginea familiei, cum ar da, veni. Da, marginea cuibului respectiv, dar din cauza ghemului care s-a făcut ca un tot din cele trei familii, mijlocul este aici. Da. Și da, vezi, căldura pe timpul iernii trebuie să avem așa, căldură, esențial căldură, hrană de calitate și matcă tânără. Aceste trei lucruri, dacă le ai, reușești să împingi lucrurile în față. Așadar, aici, acum, era o diafragmă, punem diafragma asta lateral, uite așa, băieți. Deci pe asta o punem lateral, ca să strângă, tot căldura e problema, da? Da. Să strângă, să ținem căldura așa, în spate avem rama aceea, care am vorbit, e vorba de rama cu puiete, nu? Așa, și știi, Mihai, mai este o diafragmă pe acolo, prin spate. Da, am uitat să o aduc exact așa, pe ultimul. Acum, ca să o punem după, știi unde o punem? După hrănitorul de aici. Da. Vezi, hrănitorul și cu rama, să le amintim încă o dată, că aici avem rama aceea clăditoare care este full cu albină, ea stă pe puiet, vezi cum clocește, cum stă și acoperă. Da, exact, exact unde e albina, acolo, acolo unde e puietul, acolo. Și pe da? Lateral sunt celulele de trântă și încă nu-i de... Da, asta este. Deci ea încălzește. Are, da, are treabă. Are treabă de făcut, așa cum stă cloșca pe puișori, pe ouă, ca să încălzească așa. Mihai, vezi că aveai și un căpăcelul ăla pe stup. Podișorul ăla. Lasă, nu merge și fără ăla. Nu-i problemă. Ah, am înțeles eu, ăsta de aici, da? E exact pe stup, deasupra. Așa, spune... Ca o plasă asta cu... Da. Uite pe ultimul stup și o găsești deasupra. Așa. Deci, vezi ce am făcut? Am pus aici, am strâns-o. Practic s-a ajuns la căldură, da? Da. Căldura da, care emană de aici cu așa țin și atunci e bine pentru ea. Dați o mână de ajutor. Da. Deci astea sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere pe timpul nopții. Există... Da. Pe timpul nopții temperatura scade, încă nu sunt nopțile... Încă destul de tare, da? Acele pe care le așteptăm. Bine ar fi să fie pe timpul salcâmului. Dacă nu avem minim 18 grade, nu secretă planta nectar. Și vremea asta capricioasă, tare. Foarte capricioasă. Deci, azi e cald, mâine facem deci, efortul știu, să ne adaptăm. Noi, ca oameni, da? Ne vine greu. Da. Ieri stătea la plajă și astăzi vedeți, e o problemă. Așa. Aici este rezolvat, l-am rezolvat pe aia din aur, nu? Rămâi acolo, așa, în spate. Da. Acum, nu facem decât să strângem. Să vedem, mergem la acela care îl aveam eu data trecută, l-ați văzut voi și îmi puneam problema să se extinde. Să vedem în ce stadiu se mai află. E o singură familie acolo. Trebuie să se dăm rame în spate. Dar ca să nu vorbim vorbe, hai să oprim așa și să mergem și în parte.